Bună, tu ați venit la un nou episod al emisiunii Andrev. Mă numesc Alexandra Hanza, iar vă doresc să vă amintesc că această emisiune este registrată, iar în cazul în care veți avea întrebări pentru invitatul nostru, vom avea la finalul întâlnirii o sesiune de questions and answers. Astăzi l-am invitat pe Daniel Galea. Doresc în primul rând să îți mulțumesc din suflet, Daniel, pentru că ai acceptat invitația noastră. Știm cât de grea este treaba pentru un antreprenor, mai ales în domeniul culinar. Și așa că apreciem foarte mult timpul tău acesta prețios. Cu mare drag, Alexandra. Mulțumim frumos. Aș dori să te întreb, care este povestea ta? Ok, hai să vedem, să nu luăm chiar cu începutului. Mergem așa undeva, poate cu 13, 14, 15 ani în urmă. După 10 ani petrecuți în UK, mai exact în Irlanda de Nord, unde practic am crescut cu o companie micuță din zona asta fresh food-ului, de la un magazin la peste 20 de magazine în tot UK-ul. Magazine de care în ultimii 3 ani m-am ocupat personal, eram o echipă de peste 240 de colegi acolo. Ne-am hotărât să revenim în țară și să construim aici, practic să ne construim visul și să pariem pe România, să construim reinterpretarea unei vechi idei de food hall și să adaptăm cumva peisajului nostru urban, foarte mult bazat pe experiența noastră din acești 10 ani în UK și în același timp pe călătorile noastre din toți acești 10 ani și pe faptul că noi suntem mari gurmanzi, eu și Anca, soția, așa că cumva toate astea coroborate au dus și ne-au dus unde suntem în momentul de față cu piața nouă, așa foarte pe scurt. Mulțumim frumos! Chiar e o poveste de scurt și cred că ai subliniat foarte bine exact pașii importanți. Crezi că experiența în sine din Irlanda ți-a creat oarecum ideea de piața nouă? Adică crezi că dacă n-ai fi fost în Irlanda, ai fi avut conceptul de piața nouă, ar fi apărut pur și simplu ca și o idee de business? Cu siguranță nu. Deci cu siguranță experiența aceasta de 10 ani. Practic, ce am făcut eu acolo a fost un lanț de măcelărie. Am pornit într-un business mic de familie. Era practic un magazin când am join. Eu nici nu știam bine de unde se... care-i puiul și care-i vaca. Glumesc acum, dar nu aveam eu foarte multe lucruri în comun cu măcelăria, dar era un alt fel de măcelărie, un alt fel de abordare. Era practic o măcelărie într-un mall foarte frumos prezentată și m-a surprins. Și mi-a plăcut și ideea asta de retail, nu eram foarte familiar cu ideea de retail, acolo am învățat-o. Am joined în acel business mic de familie, am făcut lucrurile cum le-aș făcut pentru mine. După câțiva ani, oamenii au decis să mă facă partener în business, între timp au vândut business-ul, am fost preluat de o corporație, am învățat ce înseamnă și regulile, procesele, sistemele care se aplică într-o corporație, așa că foarte, foarte mult a contribuit la ceea ce sunt eu zic astăzi și inclusiv la ceea ce e piața nouă, fiindcă, am zis, erau măcelării ce am operat acolo și practic piața nouă la core, chiar dacă e mult mai mult de atât, dar inițial așa a pornit, ca o măcelărie, un pic altfel sau un pic mai deosebită, cu un grill atașat. Bine că acum s-a transformat mai mult de atât, asta e altă poveste. Deci da, fundamental a contribuit experiența mea și acești 10 ani în Irlanda. O măcelărie reinterpretată, că știu că în domeniul culinar este termenul acesta. Exact. O măcelărie reinterpretată, da. Nu, în domeniul ăsta culinar ne place să reinterpretăm lucrurile, da. Exact, dacă nu... Reușim câteodată cu succes, câteodată poate că le ducem într-o zonă mai ciudățică așa, dar na, eu zic că piața nouă până acum a reușit cumva să reinterpreteze oarecum cu succes, sau cel puțin așa spun clienții. Cu siguranță. Aș dori să știu dacă la început, când ai venit în România, ai venit cu un plan de afaceri construit așa ca la carte sau pur și simplu ai zis că o să învăț eu de pe parcurs? Știi cum e? Îți faci planul, Alexandra. Fără plan, cumva,
E aproape imposibil fără să pornești cu un plan, dar acel plan îl adaptezi și îl readaptezi circumstanțelor, situațiilor. Adică planul e mai mult ca o busolă, cumva să știi cât de mult te abați sau nu de la, de la drumul inițial. Dar cu siguranță nu poți să pornești la drum fără un plan. Doar că dacă stau să mă uit acum în urmă, planul acela inițial e departe de unde suntem acum. Dar am pornit cu siguranță de la un plan, într-adevăr. Și când ai venit, dacă tot veni vorba de plan, într-un plan de afaceri, știi foarte bine că avem nevoie să analizăm piața. Crezi că ai avut așa un pic de frică că piața orădeană, oamenii de aici vor fi ridicat la un concept nou? Cu siguranță am avut o frică și zilele trecute citeam o chestie foarte interesantă. Era un interviu cu fostul CEO de la Panera Bread. Panera Bread e probabil unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare brand din zona asta Horeca din state. Și omul zicea că chiar după nenumărate succese și după nenumărate decizii care categorisite de piață ca și geniale, omul tot are îndoieli că oare următoarea decizie e ceea ce trebuie sau nu e ceea ce trebuie și piața poate să fie ceva foarte, nu știu, adică planurile de acasă să nu corespundă cu ceea ce găsești în realitate. Deci, cu siguranță am studiat puțin piața, dar în același timp ne-am asumat. Adică, venind din UK, unde înțelegeam chiar destul de bine și mi-a fost chiar mult mai confortabil să demarez ceva de genul ăsta în UK, doar că nu ne vedeam neapărat îmbătrânind acolo în UK, am zis că hai să revenim acasă, să încercăm să construim aici. Pariul și riscul care ne-l-am asumat a fost mult, mult mai mare dacă piața va răspunde, va aprecia ceea ce noi simțeam la momentul respectiv că ar trebui să funcționeze. Și nu pot să zic că a fost o super cercetare de piață. A fost pur și simplu, măi, noi simțim că este un gap, simțim că lipsește chestia asta și hai să o facem. Știi cum se zicea pe vremuri? Cred că Ford sau careva zicea, băi, dacă aș întreba piața ce își dorește, ar fi zis un cal mai rapid, da? Când a construit mașina. Bine, nu, comparația poate e un pic deplasată, adică piața nouă nu e neapărat, dar disruptiv oarecum în ceea ce înseamnă. Dacă te gândești că erau anumite chestii care ne puneau o mare semn de întrebare, măi, oamenii vor veni să-și ridice ei, ne spuneau mulți prieteni, băi, aici oamenii cu pretenții vin când ies în oraș, o să meargă să-și ridice ei tava cu dita mai steak-ul care costă cât costă un steak de vită. Să știi că lumea actually iubește vibe-ul și iubește chestia asta, că mă, asta scurtează un pic procesul, am venit, am mâncat o chestie faină, bună și am plecat. Așa că cred că e foarte mult trial and error, cumva, în când pornești un business și să fii capabil să te adaptezi foarte rapid la ce îți spune piața. Fiindcă e foarte greu de la început să zici, băi, facem un super cercetare de piață și știm noi cu siguranță că asta va rupe. Dacă tot vine vorba de orădeni, care a fost strategia voastră de marketing pentru a vă face auziți, cunoscuți, mai ales cu un concept nou? Că până la urmă, cum ai spus și tu, orădenii erau mai comozi. Cum adică să mă duc eu, să-mi ridic tava și mai departe? Foarte simplă, clasică și poate spre dezamăgirea unora prea basic. Clienții mulțumiți vor răspândi ei vorba. Și a funcționat incredibil de bine chestia asta. Adică strategia de marketing a fost să ne facem treaba cât putem noi de bine. Să facem ceea ce facem cât putem noi de bine. Să lăsăm cumva piața nouă să fie, vocea noastră sau vocea de marketing. Și pe urmă, cumva, clienții noștri mulțumiți erau cei mai faini și cei mai buni ambasadori ai noștri. În toți ăștia aproape 3 ani am avut tot felul de comentarii, ziceau unii, măi, nouă seara, de exemplu, ne rămâne patiserie și la cine comandă delivery, să zic, le mai punem câte o surpriză, câte o chestie.
Și zicea cineva, a, băi, voi nu dați numai la influenceri. Chiar în ăștia trei ani, dar nu zic neapărat, nu neapărat că este un lucru rău sau greșit, dar nu am avut un paid influencer, n-am avut un influencer plătit, dar am avut foarte mulți influenceri în clienții noștri cei mai fain și cei mai happy cumva cu ce facem noi și cum facem lucrurile. Și cumva am încercat în același timp și prezența noastră pe social media să transpună cumva ceea ce se vrea a fi piața nouă. Și în acești doi ani, zic eu, în doi ani, doi ani jumate, am reușit să creștem destul de frumos, așa, organic, pe social media. Avem undeva la 12.000 de fani pe Facebook și aproape de 7.000 pe Instagram, care, raportat așa la ce se întâmplă în România și în Horeca, zic eu, nu foarte rău. Adică și fani care au venit efectiv organic. Exact. Eu cred că și această remarcă că voi dați numai la influenceri, da. Probabil oamenii numai pe ei vedeau. Adevărul e că vin și oameni care într-adevăr au followers sau ce, dar pentru noi sunt efectiv, adică îi tratăm efectiv la fel cum am tratat pe oricare alt client. Și dacă omul e happy și mulțumit de ce vede și de ce a găsit, obviously va dori să spună mai departe prietenilor sau cunoștințelor. Sau pur și simplu a fost strategia a fost să facem lucrurile cât de bine putem noi. Da, o strategie pe sinceritate, că până la urmă experiența personală să fim autentici, da, să fim autentici. Adică ceea ce vezi chiar și pe social media sau ce aia să și găsești la noi în locație. Și dacă tot veni vorba de orădente, tot aici da. Suntem, pe piața nouă, până la urmă, în Oradea. Da. Ce ai învățat nou de la clienții orădeni în comparație cu preferințele celor din UK? Din punctul meu de vedere, clienții orădeni sunt mai pretențioși decât cei din UK. Nu știu, mie așa mi se par cel puțin, că au mai mult gust. Acolo, în UK, noi cel puțin în 10 ani nu ne-am prietenit foarte mult cu mâncarea lor și ei erau mult mai ușor cel puțin culinar gustul lor de satisfăcut. Aici, la noi, clientul orădean, din punctul meu de vedere, e un client mai pretențios. Știu că sună cumva surprinzător, că zice, băi, în UK ar trebui să... Nu, din punctul meu de vedere, clientul orădean e mai dificil de satisfăcut decât clientul din UK. Și trebuie să ai foarte, foarte mare atenție și nu se lasă păcălit de gimmick-uri. Adică, băi, arată bine, dar de fapt nu are un gust bun. Sau, știi, adică chiar trebuie să toate lucrurile să se alinieze, să arate bine, să fie prezentat bine, să aibă calitate, să aibă gust bun. În UK, dacă arată bine, poate să și satisfac ceea ce nu se întâmplă neapărat, nu s-a întâmplat aici în Oradea. Bine, nici nu am încercat abordarea asta, dar eu așa zice, că clientul din Oradea e mai, nu știu, are papilele gustative mai dezvoltate decât cel din UK. Probabil cel din UK mănâncă mai mult cu ochii decât cu papilele gustative și probabil, e o combinație. Probabil. Cu siguranță funcționa. Adică să fie appealing din punct de vedere vizual, funcționa dincolo. Nu atât de mult aici la noi, în Oradea. Adică omul e, băi, trebuie să fie și bun. Și cum îi spunem noi, băi, trebuie să fie bun, bun pentru tine, pentru minte, pentru suflet, dar și pentru body-ul tău. Adică să fie și sănătos ce pui în tine. Și dacă tot veni vorba de calitate, cum ați ales producătorii locali? Pur și simplu ați mers și ați bătut din ușă în ușă, ați căutat pe internet, și recomandări? Da, internet, recomandări. Ne-am gândit, ok, cine are contacte mai multe, am avut niște prieteni care lucrau oarecum în domeniu. Lumea a fost destul de deschisă și când le-am povestit ce dorim să facem, oamenii au fost deschiși de la bun început și pot să zic că s-au legat niște parteneriate chiar foarte faine. Noi mergem foarte mult și pe principiul ăsta, dacă am găsit un partener de cursă lungă, să nu-l schimbăm, doar că, nu știu, vine cineva după ce am ajuns la un anumit nivel, îți bate la ușă, eu pot să-ți dau cu 2 lei mai ieftin. Efectiv, nu ne interesează, fiindcă e foarte importantă relația care se creează în timp, relația de încredere,
relate de parteneriat. Deci e o chestie care trebuie să ai răbdare. Încă cumva, adică la 2 ani jumate, aproape 3 ani o să fie în august, încă suntem în formare, încă căutăm parteneri de nădejde, parteneri. Recent, de exemplu, am găsit niște oameni foarte faini, ei produc dulcețuri, zacuscă, ciocolată artizanală, un om drag care cumva îmi place povestea lui și încercăm cumva să fim un fel de curator și să atragem în piața nouă oameni în care credem și parteneri în care credem și parteneri care cumva împărtășesc valorile noastre. E foarte important chestia asta. Și ați calculat ce impact are de fapt piața într-o locale, adică ca și impact social? Nu știu, ați făcut oarecum o statistică? Cât de mult îi ajutați voi ca și un restaurant, măcelărie, fast food și mai departe pe toți din jurul vostru? Sincer, nu am făcut neapărat o statistică, dar am primit feedback de la unul altul, încă din punctul meu de vedere încă suntem prea mici ca să avem impactul care ne l-am dorit. Piața nouă, noi ne-am dorit foarte mult piața nouă la un moment dat să fie cumva o platformă first to market. Adică pentru poate chiar mici producători care prin piața nouă, în măsura în care vom reuși probabil să ducem, să ducem chiar și în alte orașe și în alte localități, să aibă acces la un public foodie, cum îl numim noi, oamenii aia care găsesc joy în ceea ce înseamnă good food și cumva piața nouă să fie platforma prin care toți acești oameni care iubesc foarte mult ceea ce fac și sunt pasionați de ceea ce fac, să se poată lansa pe piață. Adică ne dorim foarte mult chestia asta și putem să spunem că avem câțiva producători micuți cu care construim împreună lucrul ăsta. Câteva ferme, de exemplu, aducem un porc de mangalița din zona Beiușului, lucrăm foarte fain cu abatorul de acolo, aducem vită din zona Sibiului, lucrăm foarte fain cu ei aproape de când am pornit și încercăm așa încet să creștem împreună. Să facem. Deci producătorii locali sunt din România, nu neapărat doar din Bihor. Sunt din România, fiindcă noi punem focusul pe calitate. Adică știu că au fost câteva voci, au spus, băi, dar de ce, de exemplu, la patiserie aducem făina din Franța? Mă, din păcate, momentan, în Franța am găsit cea mai potrivită materie primă pentru ceea ce încercăm noi să construim. Aia nu spunem că la un moment dat, dacă o să găsim un produs care să egaleze această materie primă, nu o să o aducem de la noi din țară. Dar marea majoritate a produselor sunt din România. Steakurile le aduc, sau vita pentru steakuri aduc din Irlanda, fiindcă acolo în ăștia 10 ani eu mi-am construit niște relații foarte faine și acolo există o cultură a steakului și am zis că nu vreau să risc în direcția asta. Am încercat și tatonăm încet și aducem vită și din România, cum am spus, din Sibiu, din Baia Mare, dar vită mai mult, care folosim mai mult pentru steak burger, nu atât de mult pentru steak-urile. Așa că contează la noi foarte, foarte, foarte mult, ultimativ, contează calitatea, că în final asta e ceea ce își dorește clientul nostru și normal că ne dorim să găsim acea calitate în România și automat în momentul în care am găsit-o și putem să înlocuim un produs de calitate care îl aducem momentan poate din import, fiindcă acolo e calitatea mai mare, o să-l aducem și o să-l înlocuim cu produs din România, dar e calitatea care primează. Și având în vedere că vorbim de calitate, automat unde este calitate și un preț un pic mai ridicat, crezi că românii orădenii au înțeles ideea de a construi un business pe produse locale care automat ridică calitatea și inclusiv prețul? 100%. 100%. Adică surprinzător cât de mult. Din punctul meu de vedere și ăsta chiar ar fi, poate, nu știu, poate o să ne audă și altcineva. Eu chiar cu foarte mare încredere aș paria 100% pe calitate dacă ar fi să lansez un business în, nu știu, aproape orice domeniu. Adică, din punctul meu de vedere, chiar vorbeam cu cineva sau cu niște prieteni zilele trecute, din punctul meu de vedere, calitatea e o carte atât de câștigătoare, cum era după Revoluție imediat, că aproape orice deschideai în România era atât de mare setea,
Mi-amintesc și acum cum se stătea la cozile alea infernale, ieșeam noi de la liceu, când ieșeam eu atunci de la Gojdu și stăteam, nu știu, cred că câte jumătate de oră să mănânc înghețata aia la cornet. Aproape orice apărea atunci, fiindcă a fost atât de mare nevoie, totul mergea. Exact așa e acum cu calitatea. Adică oricine, în orice domeniu, dacă marjează și pariază pe calitate și e 100% implicat, eu zic că are incredibil de mari șanse să reușească. Mulțumesc frumos. Știu că ai zis la un moment dat că te gândești să te dezvolți. Te-ai gândit într-un domeniu ca și o franciză sau pur și simplu voi, sub același nume, să vă deschideți în puncte strategice în România? E un subiect care îl explorăm momentan. Fiindcă nu o văd neapărat sub forma unei francize clasice. O văd mai mult, eu apreciez foarte mult un model de franciză sau de business. Sunt cei de la Chick-fil-A din state, unde nu ți se cere, francizatului nu ți se cere un capital foarte mare pentru a intra în, pentru a intra practic în sistem și în grup, ci se marjează foarte, foarte mult pe skill-urile lui de operator și pe calitățile lui. Ceea ce și face ca pentru o franciză Chick-fil-A să fie undeva la 3.000 de aplicanți, mai mult decât la Stanford sau decât la Harrods. Exact din considerentul ăsta. Adică ce vom căuta noi va fi probabil partener pentru care acea locație să reprezinte aproape, cum să zic, totul, cum e pentru noi, viața noastră aproape, dar care să fie și foarte rewarding pentru ei pe toate planurile, inclusiv financiar, iar noi să le dăm tot suportul. Dar nu va fi esențial cum e într-o franciză clasică că dispui tu de capitalul respectiv, ce vom veni noi cu suport aici. Deci probabil că investiția va fi a noastră cu un minim de investiție. Adică cel puțin modelul ăsta îl tatonăm și eu și discut de câteva săptămâni cu un executive director de la unul din Chick-fil-A-urile din state, să explorăm mult mai atent acest model de business. Oricum, știu că sunt mai multe tipuri de francize și probabil o să mergeți pe cea care ajutați voi mult mai mult. Care ni se potrivește cel mai mult, da. Deci va fi cumva, cred că magazine oarecum tot ale noastre, dar operate în parteneriat cu cineva care, nu știu, îi vom considera probabil parteneri în business. Profit sharing, sau să aveți un administrator, probabil, de bază. Probabil, da. Deci încă nu am definit foarte bine ce, cum, ne gândim, explorăm și așa ca Ardeleanu, ne grăbim încet. Da. Acum am încheiat capitolul de dezvoltare, revenim la capitolul de echipă. Când ați început? Da. Ai început pe ideea că lasă că duc eu tot și o să văd mai încolo ce echipă o să am nevoie sau pur și simplu ai început cu o echipă bine definită? Nici de cum. Am început cu o echipă bine definită. Bine, pot să spun că e un business de familie oarecum. Adică eu și soția mea suntem implicați 100%. Am reușit să-l combinem și pe fratele meu, Călin, care după mai bine de 10 ani în banking și practic în banking el chiar avansase foarte puternic în carieră. Adică visul lui era să ajungă pe zona de corporate. Ajunsese pe zona de corporate, unde cumva era deja foarte respectat și intrase oarecum în zona lui de comfort zone și a decis să renunțe. Ăla a fost primul meu mare succes, că am reușit să-l convinc pe Călin să join visului nostru. Eram conștient de la bun început că nu o să reușim să construim ceva foarte fain fără o echipă foarte faină. Plus am adus foarte mulți colegi de dincolo. De exemplu, Cristi Varo, de un alt coleg foarte, foarte fain, a lucrat cu mine 7 ani în UK și a lăsat UK-ul, unde deja își construise o carieră foarte faină, să parieze totul pe România și pe piața nouă și e cu noi aproape de la bun început. Colegul nostru de la măcelărie, de exemplu, Vio, după 10 ani în UK și practic în UK a lucrat la compania unde lucram eu, am reușit să-l convinc să vină acasă și e omul nostru de bază din măcelărie și o mare parte dintre colegii noștri sunt oameni care au lucrat și au activat o bună vreme dincolo și au revenit în țară. Deci echipa, din punctul meu de vedere, e totul. Dacă vrei să construiești ceva mai mult decât un foarte mic family business, echipa e totul. Deci de la bun început am pariat 100% pe echipa. Deci voi nu numai că sunteți
foarte bun pe piață, dar a ce a dus România acasă? Lucru foarte da, important. Da, e unul din, nu știu, e unul din, din dorințele noastre foarte mari să reușim să convingem mult mai mulți români plecați că chiar se poate și în România. Și să convingem poate în același timp, poate de-aia am și acceptat și acest call, să convingem și studenții noștri că chiar se poate și în România. Deci chiar se poate și în România. Face lucruri foarte, foarte, foarte faine. Dacă tot veni vorba de studenți, ce sfatul le da tinerilor antreprenori, nu știu, când vor, de exemplu, să activeze în domeniul Horeca? Ce sfatul le-aș da? Să se înarmeze cu multă răbdare. Să înțeleagă, am eu, de fapt nu e vorba mea, e o chestie care am auzit-o, poate mulți dintre studenții care ne ascultă astăzi îl cunosc pe Gary Vaynerchuk. Îmi place foarte mult statementul ăsta, spune micro speed și macro patience. O chestiune care ne lipsește nouă foarte mult în ziua de astăzi e răbdarea. Răbdarea pentru a înțelege că nu construim nimic și nimic foarte fain, nu se întâmplă peste noapte. Dar în același timp trebuie să fim foarte activi și să avem cumva acea vedere de ansamblu și să încercăm să iubim procesul. Adică să nu fugim continuu după un anumit rezultat care e ca o Fata Morgana, ci să iubim procesul. Și încă o chestie. Din punctul meu de vedere, până la 30 de ani, ar trebui pur și simplu să încerce lucruri, să încerce să experimenteze lucruri. E cu adevărat despre a-ți găsi pasiunea. Că îți vorbești foarte mult, băi, să faci doar ce te pasionează. Poate nici nu știi foarte bine la început ce te pasionează. Și atunci încearcă și experimentează mult. Dar în momentul în care ai găsit ceva care simți că rezonează cu tine, atunci implică-te 100% și încearcă să aduci valoare unde ești tu, indiferent ce faci. Încearcă să faci totul 110%, dacă simți că ai găsit ceva ce îți place și lucrurile faine pur și simplu să vină de la sine, din punctul meu de vedere. Dacă cumva nu vin, înseamnă că nu ești în organizația potrivită și schimbă repede, dacă cumva nu vin. Dar întâi trebuie să dai tot 110%. Așa și să ai răbdare. Că tot veni vorba de răbdare. Tu, ca și antreprenor, cum îți organizezi timpul? Cum poți să fii, nu știu, în activitate extremă 100% acolo și să ai și timp liber, probabil? Cum ți-l organizezi? Că e greu. Da, e foarte greu. În primele 6 luni, probabil 6-8 luni, chiar purtam probabil 10 pălării. Dar acum, în ultima perioadă, tot mai mult, tot datorită echipei foarte faine pe care o avem, reușesc să lucrez mai mult on the business, nu atât de mult in the business. Aia însemnând că reușesc probabil să mă focusez pe anumite oportunități de dezvoltare, trecând și prin perioada asta foarte ciudată, să analizez poate un pic mai bine lucrurile, fiindcă oamenii foarte faini din echipă reușesc să duc activitatea de zi cu zi foarte fain și fără mine și poate chiar mai bine decât mine, zic eu, că se descurcă foarte bine fiecare pe ceea ce face. Și continuu, oarecum încerc să investesc în mine. Adică îmi place să citesc foarte mult, îmi place să descoper lucruri noi, îmi plac călătorile. Din păcate, în ultimul an, jumate, am suferit un pic pe partea asta. Dar încerc continuu să cresc, sufăr și cred că mai mulți, așa, din ce am povestit eu și cu alți antreprenori, sufăr de multe ori de sindromul impostorului cumva, că băi, am vise foarte mari, am o viziune foarte mare, oare chiar o să pot să o realizez? Și cumva, în același timp, uitându-mă în jur, realizez că, băi, stai un pic, că lucruri foarte faine și foarte mari au fost făcute de oameni cumva ca și mine. Trebuie doar să crezi în tine și să încerci continuu să fii un pic mai bun decât ieri. Practic asta e cumva mentalitatea și a mea și care o aplicăm cumva și în business și în piața nouă. Chiar dacă cu 1% un pic mai bine, un pic mai disciplinat, un pic mai bun, un pic mai, nu știu, un pic mai citit poate. E extraordinar de important să învățăm continuu. În momentul în care ne oprim din învățat, din punctul meu de vedere, este endgame. Mai ales în ziua de astăzi. Scuză-mă. Da, mai okay. Ai spus și tu, orice lucru mare, până la urmă, e făcut de tot de oameni. Deci, tot oameni ca noi, că toți suntem oameni.
100%. Eu asta pot să, poate, încă un sfat. Adică să nu ne lăsăm neapărat, și când mă uit la piața nouă și mi-amintesc la un moment dat, am zis că măi, nu o să reușesc să fac chestia asta, nu o să reușesc să construiesc chestia asta. Noi după un an și un pic ne-am construit în prima fază doar partea de măcelărie și restaurant și după un an și un pic am dărâmat totul ca să o reconstruim în 3 săptămâni și un pic. Aproape, da. Și mi s-a spus că, băi Dani, te crezi în Japonia, aici suntem în România, în Oradea. Și uite că s-a întâmplat totuși, dar știu că am avut enorm de multe momente de îndoială și am zis că nicio șansă, n-am, n-o să am cum, am lucrat cu vreo 20 de echipe să se alinieze toate, să se întâmple toate, dar uite că s-a întâmplat și nu neapărat fiind un geniu sau un extraordinar de mare expert în ceea ce fac, dar poate cu o foarte mare determinare și cu perseverență și cu răbdare, cum am spus. Și lucrurile se întâmplă, pur și simplu. Și încercând să fii cât de autentic și să ai valori și principii foarte solide. Pur și simplu lucrurile se întâmplă. Și acceptând că păi nu le știi pe toate. Adică eu continuu, îmi place să întreb în stânga, în dreapta, pe unul, pe altul, mă, băi, cum faceți asta? Cum abordați chestia asta? Îmi place foarte mult că tot subliniez faptul că nu poți să faci lucrurile singur și pui foarte mult accent pe echipă, ceea ce, din punctul meu de vedere, e elementul cheie al oricărei business. 100%. Din punctul tău de vedere, ca și observator, m-ai spus că echipa ta, în mare parte, este formată din un român plecat în străinătate și reîntors în țară. Crezi că asta este un trend, oarecum, a românilor care să vină înapoi acasă să încerce să tatoneze terenul pentru business nou? 100%, da. Eu așa zic. Bine, acum românii care au plecat dincolo sunt de mai multe categorii. Adică sunt români care au plecat, clar, plecăm o perioadă, revenim. Sunt alți români care au spus, măi, plecăm poate pentru copiii noștri, că noi așa gândim că dincolo, nu știu, e iarba un pic mai verde. Și pe urmă sunt alți români, poate care merg chiar la studii și descoperă o altă lume și poate la un moment dat se simt, nu știu, simt că conectează cu lumea respectivă, fiindcă cunosc și oameni și am avut și noi chiar în echipă și avem chiar în echipă acum români care au, după 10 ani de Austria, au revenit, au vrut să se stabilească în țară, pur și simplu nu s-au mai putut acomoda neapărat cu cum se întâmplă lucrurile la noi și pleacă din nou. Așa că nu cred că putem să spunem, măi, este doar o categorie, dar chiar clar există această categorie de români plecați. Citeam acum zilele trecute, acum nu știu cât e de... sau îmi spunea cineva, cumva singurul român care a obținut o stea Michelin a lucrat în restaurantul lui Gordon Ramsay mai mulți ani și am înțeles că revine în țară să construiască ceva restaurant în Cluj. Că și asta cumva spune mult. El opera o serie de restaurante în New York, în fine. Oamenii își doresc să revină în țară. Oamenii își doresc să construiască ceva la ei în țară. Dincolo, eu dincolo ajunsesem cumva, cel puțin din punct de vedere financiar, zic eu, în 0,1% din oamenii care, cum să zic, erau local acolo. Dar nu e totul. Nu e totul. Și pentru unii se pot adapta, alții nu neapărat. Adică țara ta e tot țara ta. E, nu știu, dar merită să experimentezi, să vezi cum e iarba și la noi. Da, corect. Dacă tot ai adus vorba de stele Michelin, crezi că există vreo posibilitate pentru piața nouă să primească o stea Michelin în viitor? Sau poate să vă deschizi un restaurant care să aibă scopul ăsta? Chiar nu neapărat e scopul nostru. Adică noi ne dorim foarte mult cumva să poate chiar să educăm un pic piața că se poate mânca și altfel. Adică steaua Michelin înseamnă anumite chestii și nu toată lumea ar avea acces. Noi ne dorim cumva să fim un fel de premium affordable, adică cât mai multă lume să poată să încerce produsele noastre. De exemplu, un burger de la Piața Nouă, burger care brioșa o facem noi 100% în casă, sosul facem noi 100% în casă, pastila de burger vine carcasa și noi o pregătim 100% în casă. Adică e procesat minim, adică ar intra foarte bine la categoria de healthy, a zice. Healthy în sensul că e minim procesat. Da. E un produs la care foarte multă lume poate să aibă acces. Și mi-aș dori să văd cât mai multe business-uri
care nu marjează neapărat, băi, trebuie să lovesc acest food cost ca să fiu profitabil, să pot să crești și să pot să scalez, ci trebuie să facem lucrurile cât de fain, cât de bine și cât de bine nu doar să lovim așa pe moment, că e foarte ușor folosind potențiatori de aromă și tot felul de, și, tot felul de, de artificii, dar să fie bun pentru noi ca și pentru organismul nostru și da. Noi cumva foarte mult așa gândim. Așa că, din punctul meu de vedere, ne-a limitat foarte mult, dar am văzut foarte mulți oameni și chiar șefi de Michelin Star care au venit, s-au îndreptat spre zona asta de fast casual, fiindcă poți să faci poate un burger care, un șef de Michelin Star poate să facă un burger care să te surprindă, da? Adică invers am mai văzut cazuri, dar să treci din zona asta de fast casual înspre Michelin mai greu, probabil. Să încercăm să fim și noi atât de obsedați de excelență ca și ei, 100%. De aceea zic că știu că un element, un criteriu de bază a obținerii unei stele Michelin e să produci în restaurantul tău lucruri locale. Deci asta adică putem să spunem, adică asta pot să spun cu mâna pe inimă, la modul nici nu știu câte locații în România sunt, de exemplu cum producem noi burgerul, pur și simplu de la A la Z îl producem în restaurantul nostru. Pâinea, brioșele, patiseria, absolut tot producem în restaurantul nostru. Încercăm cât de mult să producem de la zero un restaurant. Doar că la ei mai sunt câteva criterii care cumva noi n-o să le, adică suntem conștienți că n-o să le, și nu neapărat căutăm chestia asta. Am înțeles. Dacă noi te putem ajuta cu ceva, am văzut că acum recent căutați angajați pe anumite domenii în afacerea voastră. Crezi că Alexandra, noi căutăm aici întâlnire oameni care Noi căutăm continuu oameni care să pot să aducă valoare organizației. Ne dorim piața nouă să nu rămână neapărat doar un brand local, doar că întâi trebuie să ne asigurăm că șasiul e ceea ce trebuie. Vin deja foarte mulți clienți și din Cluj, din Timișoara, care zic, uai, ce fain ar fi o piața nouă și în Cluj, și în Timișoara, suntem deja și în discuții. Deci ne dorim clar să creștem, dar nu înaintea echipei noastre. Și investim foarte mult în echipă și în dezvoltarea echipei și căutăm continuu oameni care să poată să aducă valoare, inclusiv pe zona de marketing, pe zona de, adică poți probabil în domeniul ca și Oreca să te dezvolți tu ca și manager, chiar dacă nu neapărat o să îți petreci restul vieții în exact ce ziceam eu la început. Băi, încearcă mai multe chestii să vezi ce ți se potrivește. Și noi chiar ne gândeam și pentru vară la un program de internship, undeva la un 4 luni în internship plătit, un 4 luni în piața nouă, mai ales poate că mulți făceau și acest work and travel în trecut. Why not? Hai să încercăm acum local, știi? Adică nu mai poți poate atât de ușor să ajungi în state, hai să încercăm să facem lucrurile aici, la nivel local. Și eu zic că suntem o organizație cu un mindset puțin diferit, căutăm oameni care să ne aducă valoare. Recent am lansat un nou proiect, un nou concept, se numește Piața Nouă Pack. Veneau clienți din Cluj, din Timișoara, unii chiar și din București, veneau o dată sau de două pe lună și cumpărau de la noi, de la măcelărie, de la brutărie, de la patiserie. Și practic ce e Piața Nouă Pack? E un food box care cu ajutorul căruia noi trimitem din brusele noastre de măcelărie, de patiserie, de brutărie, le trimitem în țară. În acest food box poți să găsești inclusiv, încă nu de fapt, dar planificăm să punem și ready meal-uri și meal kit-uri. Sunt categorii care dincolo, în Europa și în state, cresc incredibil de mult și răspunsul pieței e foarte, foarte fain. Și pentru noi zona asta de online e o zonă nouă și obviously că avem nevoie aici și aici de ajutor. Așa că cu mare drag, dacă cineva din audiență zice, bă, ar fi interesant, noi suntem super deschiși să ne cunoaștem. Am spus acest lucru pentru că nu degeaba ne numim antreprenori pentru viitor. Și am zis că cine știe, poate după ce va fi postat această înregistrare pe YouTube, poate oamenii chiar vor fi ajutați de acest interviu.
și își vor găsi țelul pe care îl caută. Scuză-mă. Nu, nu, e ok, Alexandra, scuze. Internetul funcționează un pic mai sacadat. Da, 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 știu. Doresc să-i mulțumesc managerului de proiect, că este aici cu noi, domnul Aurel Căuș. Și sunt sigură că dorește să vă salute și el. Mulțumesc. Recunosc că am vrut să fiu discret, deși evident că ceea ce am spus în această secundă e o minciună. Dacă vreau să fiu discret, nu porneam camera și cu atât mai puțin nu apărea sigla proiectului. În primul rând, mulțumesc tare mult pentru că... Iartă-mă că vorbesc la pe tot, dar cred că sunt un pic mai vârstă. Da, absolut. Da. Cu mare drag. Pentru participare. Nu știu cum o să spun ce zic acum, dar pentru că am sesizat în, aș putea spune, aproape discursul tău și mă bucur că așa a fost, deși în esență au fost răspunse la întrebări, dar au fost foarte bine prezentate. Deci am sesizat și o tonă, o areșcare de umor, așa că sunt deschis. Cu siguranță. Astăzi, să te pregătesc pentru tot ce urmează, să zic. Deci nu știu cum o să sună, dar eu te acuz pentru dezvoltarea mea dintr-un punct de vedere. În sensul că am ajuns chiar uneori să mă enervez, că tot uitam, era vreme, cred că așa cum mai așa, nu mai știu, că duminica la voi e închis și eu câteodată duminică seara, așa, hai unde merg să mă grepe, deci o să-mi placă, hai la Piața Nouă și mergem la Piața Nouă și Piața Nouă închis, bă, nu-i nicio problemă. Trebuie să recunosc acum, evident că și în alte restaurante poți să găsești produse, depinde foarte mult de gustul fiecăruia, asta e clar. Recunosc că aici chiar, până acum, nu cred că s-a nimerit să mănânci o armă, nu știu dacă am încercat chiar tot, nu sunt foarte multe, e drept, dar sunt de foarte bună calitate. A, nu s-a nimerit niciodată să fie ceva care să nu mi se potrivească. În plus, cred, hai să zicem că așa e, că e mai simplu, cred că l-aveam văzut prima dată și șmecherile noi de cola, nu cred că voi le-ați scos prime, dar ca idee, deci apreciez deschiderea asta, aia cola cu tot felul de soc, de nu știu ce, nu se mai reclamă. Asta înseamnă deschidere și tipuri de bere și pâine acum aia și așa mai departe. Nu zic mai multe, că o să se creadă că fac reclamă. Și de ce spun? Chiar dacă suntem puține acum, nu știu în ce măsură ți-au spus realizatorii, toate aceste emisiuni, până la urmă, fac parte și vor face parte din, nu știu cum să zic, trezoreria acestui proiect. Ele sunt adunate și după aia proiectate, sunt emisiuni foarte frumoase și chiar dacă n-am reușit să intru la toate, recunosc lucrul ăsta, la câteva n-am intrat deloc, la altele nu mi-a permis timpul decât să stau un pic, dar când am reușit să intru, au fost toate foarte interesante. Acum, 90% este și din vina prezentatoarelor, care știu probabil să provoace și să incite, și cealaltă parte de 90%, faceți voi matematica, nu mă deranjează pe mine, este evident contribuția invitaților noștri. Și cu atât mai mult îți mulțumesc și ție, Alexandra, ți-am zis de fiecare dată când am apucat și eu îi mulțumesc, evident, și Oanei, nu toată lumea știe, dar majoritatea deja știu cine este în spatele acestei emisiuni. Bun, mă opresc aici pentru că altfel o să considerați că, nu știu, considerați ce vreți, eu mă opresc aici și într-o dată mersi frumos de participare, mersi Alexandra, mersi Dani și mersi Oana. Eu vă mulțumesc pentru invitație, mulțumim și pentru considerație. Chiar a fost sincer, așa că... Mulțumesc mult! Mulțumim, domnul Căuș! Mulțumim! Dacă toți suntem în această zonă de questions and answers, aș dori să-i rog pe cei care ne privesc acum, dacă au cumva o întrebare, ar putea o scrie aici în chat sau poți să intre direct live cu noi și să-i adreseze întrebările directului Daniel. Mă așteptăm câteva secunde să vedem dacă se anunță cineva. Se poate? Sigur, te rog. Bună, Ionuț! Salutare tuturor! O curiozitate am. Acum fac un fel de studiu în ghilimele pe ideea. Am întrebat 100 de antreprenori și să vedem ce ne răspund. Am văzut că sunt antreprenori care pornesc în afacere, având și un job pe lângă în caz că eșuează să fie tot ok. Și am văzut și antreprenori care sar la atac fără o plasă de siguranță sub ei. Care ar fi varianta cea mai optimă dintre cele două?
E bună întrebarea. Eu zic că 2021, că trebuie să ținem cont și de vremurile în care trăim. Probabil dacă puneai întrebarea în 95 sau 97, spuneam, ok, e o afacere nouă, acum all-in nu ai încotro. În 2021, mai ales cu foarte multe chestii se leagă de online, părerea mea ar fi că se poate porni ca și un side hustle. Îți pornești ideea și încet, încet și cunosc foarte, foarte multe exemple și am citit despre foarte multe exemple. Unele dintre aceste exemple au ajuns chiar unicorns, adică companii de peste un miliard și au pornit ca și side hustle. Adică nu s-au aruncat all in, dar au fost dispuși să sacrifice acel timp personal. Adică asta înseamnă că dacă pornești o afacere ca și o side hustle, aia înseamnă că acele 5 ore care îți rămân sau 6 ore sau 7 ore le investești în acea afacere. Fiindcă altfel lucrurile nu se vor întâmpla. Deci trebuie să fii dispus la sacrificiu, no matter what. Dar eu aș sfătui așa, dacă există posibilitate și mai ales dacă e o afacere legată de online, să o pornești ca și un side hustle și pur și simplu și tu te simți probabil un pic mai confortabil să nu îți tai toate frânghile din prima. La noi n-a fost neapărat cazul, că nu, ne-am făcut bagajele, am venit în România, adică, și asta a fost, adică la noi a fost, dar probabil că dacă aș fi avut posibilitatea dincolo în UK, probabil că aș fi încercat să o lansez ca și un nu știu, side business oarecum. Poate că ar fi fost Anca la început care ar fi manageriat și eu aș fi rămas în exemplu în compania în care lucram și operam. Ultima mea poziție a fost de director general acolo cu un salariu foarte generos și chiar dacă aș fi dorit probabil să pornesc un mic magazin, probabil că nu aș fi dat-o așa ușor din mână, ci aș fi zis, hai să vedem, poate că Anca reușește să se descurce și eu pot să aduc input în primul an și eventual după ce își dă drumul să join. Așa că da, părerea mea și sfatul meu nu e neapărat general valabil și e doar o părere, cumva că ar fi de preferat să pornești ca și side hustle dacă există posibilitatea. Doar cu mențiunea de rigoare că va necesita sacrificiu și acele ore o să le dedici business-ului. Acele ore care altfel poate le-ai fi petrecut cu prietenii sau uitându-te la Netflix. Mulțumim, Ionuț. Mai ai și alte întrebări? Legat de ideile de afacere, dumneavoastră a spus că ați fost în UK. Ați recomanda unui tânăr, de exemplu, cum suntem noi, studenții, să ne luăm o lună, două, trei, un an să călătorim și acest lucru ar putea să ajute la nașterea unor idei de afaceri? Da, nu luați ad litem, nu luați cumva, adică, din nou, e o părere doar personală, dar din punctul meu de vedere, între 20 și 30 de ani, eu nici n-aș număra, adică aș experimenta. Sincer, adică eu acum, dacă ajută Domnul, în mai o să fac 46, și dacă ar fi să mă întorc înapoi în timp, să zic, păi, ok, Dani are 20 acum în 2021, 10 ani aș experimenta lucruri. Și cu cât îți lărgești perspectiva, din punctul meu de vedere, cu atât mai mult și cu atât mai bine. Dar poate că din prima, poate că ajungi într-o organizație sau undeva unde zici, băi, eu chiar rezonez, mie chiar îmi place aici. Who knows, îți găsești vocația și rămâi acolo. Dar primii 10 ani, efectiv, i-aș dedica experimentării. Și da, de ce nu să văd ce se întâmplă și cum e lumea și dincolo. Nu că încurajez, că din contră eu încerc să încurajez oamenii să revină. Dar asta nu înseamnă că te încurajez și spun că da, dincolo va fi mult mai bine. Dar e bine să ai o perspectivă cât mai largă asupra lucrurilor. Cred că nu mai are întrebări, adică nu știu. Ionuț? Mulțumesc. Nu mai am. Cu mare drag, Ionuț. Avem o întrebare din partea lui Alexandru Sturza. El ne întreabă cum atrage persoanele potrivite planului nostru și care sunt pilonii tăi, Dani, de a construi o relație bazată pe încredere cu aceștia?
Da, e bună întrebarea și practic e tema noastră de casă ca echipă de management. Practic noi ne-am setat ca și obiectiv pe anul ăsta, am zis cum reușim noi să devenim cel mai dezirabil angajator în industria noastră. Ce trebuie să facem? Și am început să ne întrebăm colegii ce trebuie să facem și sunt o serie de lucruri pe care trebuie să le facem. Cred că trebuie ca organizație să setezi foarte, foarte bine și foarte clar valorile și principiile. Să te asiguri cumva că oamenii care o să ți se alăture în călătoria ta share-uiesc valorile tale și principiile tale și le înțeleg și cred în ele. Să ai foarte bine definită și noi încă lucrăm la chestia asta, adică să nu credeți că, măi, wow, ok, omul ăsta vorbește dintr-un manual. Nu, 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 încă multe chestii nu le-am făcut neapărat cum ar fi trebuit și cum scrie în manual, dar sunt foarte importante. E foarte importantă cultura din organizație, e foarte important să dai posibilitatea oamenilor să fie remarcați în organizație. Și să construiești pur și simplu o platformă prin care să recompensezi valoarea adăugată. Și noi asta încercăm la noi în organizație. Nu e ușor, fiindcă, din punctul meu de vedere, e provocarea numărul unu pentru orice organizație, la orice nivel e acea organizație în lume, să atragă acei jucători A-players, cum îi numim noi, oameni care pot să aducă valoare incredibil de mare. Din păcate, m-am lovit foarte mult la început și de mentalitatea asta, cel puțin aici la noi. Acum, noi avem colegi foarte faini, dar ne-am văzut oameni care aveau mentalitatea asta de băi, mie mi se merită, pur și simplu că, nu, adică, mentalitatea asta de entitlement, fără neapărat să încerc întâi să arăt ce valoare adăugată pot să aduc business-ului respectiv. Da, deci cred că e cumva un never-ending game. Ține foarte mult de cultura organizațională și foarte mult de cum înțelege fiecare organizație să își seteze valorile și principiile ca să atragă oameni foarte faini. Bine, ok, mulțumesc frumos pentru răspuns. Cu mare drag, cu mare elaborat. Cu mare drag. Îmi place că ești, adică business în sine, viața nouă este un business, un exemplu bun de urmat, un exemplu de a pune accentul pe calitate, să ieșim oarecum din linia în care am fost obișnuiți, noi ca și popor, ca și român, că, cum ai spus și tu, mie mi se merită, merge așa, mergem înainte, nu aduce niciun plus de valoare societății, oamenilor, produselor și mai departe. Chiar, cum am spus de mai multe ori, ești un exemplu bun de urmat și business-ul în sine este un exemplu bun de urmat. Îi încurajez și pe ceilalți dacă doresc să mai întrebe ceva sau să intre direct în conversație cu Daniel. Mai așteptăm un pic. Cred că a fost destul de clar oricum toată întâlnirea noastră. Și acum că suntem pe finalul întâlnirii, aș dori, Daniel, precum i-am întrebat și pe ceilalți antreprenori din emisiunile noastre, ce carte ai recomanda pentru viitorii antreprenori care să le deschidă oarecum viziunea și drumurile? Ok. Știți ce, eu pot să vă spun doar, poate una dintre cărțile mele preferate pe care le-am citit destul de recent, poate ar putea să pară la prima vedere un pic greoaie, dar mie mi s-a părut fascinantă, așa că o să recomand acea carte și se numește Principii, de Ray Dalio. Ray Dalio, practic, e fondatorul celui mai mare fond, nu neapărat fond de investiții, dar undeva pe acolo, în lume, și cumva am simțit ca și cum a stat la o cafea cu omul ăsta și omul și-a împărtășit o serie de principii și cum a ajuns el la acele principii de viață în luarea deciziilor și de business, în a-ți selecta o echipă, în a-ți construi echipa. Mie mi s-a părut cartea genială și așa că eu recomand cartea cu mare, mare drag. Și
Cred că sunt la a doua sau a treia oară când citesc acea carte. Are, by the way, are și o aplicație foarte mișto, unde pur și simplu poți să mergi pe situații din viața ta sau din business-ul tău și să type acea situație sau întrebare și îți apar probabil fragmente din carte care să-ți răspundă. E foarte fain, e foarte mișto. Deci la fiecare citire descoperi lucruri noi din acea carte. Absolut, absolut, da. Absolut, da. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Dacă nu mai are nimeni vreo întrebare pentru Daniel, consider că această emisiune a fost destul de informativă și de mare ajutor și eu consider că o putem încheia. Daniel, ești de acord? E ok? Da, absolut. Sper că a fost de un minim. Dacă mai ai ceva informații să ne spui în plus? Am putea să stăm să povestim, da? Gândesc că timpul tuturor e prețios. Mie mi-ar plăcea, eu vă aștept cu drag. Dacă aveți orice întrebări sau sunt foarte deschis și știți unde mă găsiți, la Piața Nouă, stăm la o cafea, la un croissant și povestim. Vă aștept cu drag și vă urez mult succes tuturor în tot ceea ce veți în tot ceea ce veți face și sunt convins că veți reuși dacă vă puneți mintea orice vă veți propune. Mult succes și mulțumesc mult de tot pentru invitație, Alexandra, Oana. Mulțumim și noi pentru timpul acordat. Îl apreciem foarte mult. Cu mare drag. O zi bună îți doresc în continuare mulțumesc, și mult succes mulțumesc. În absolut tot ce te propui. Mulțumesc, asemenea și vouă. Mersi, mersi. Ciao, ciao. Mulțumim. La revedere tuturor. Ciao.